Pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, României și Ucrainei a existat cândva o altă civilizație, una dintre cele mai vechi din Europa. Cu 6.000 de ani în urmă, aici au construit casele cei pe care astăzi îi numim oamenii culturii, cucuteni Tripolie. Sunt practic cea mai dezvoltată comunitate umană pentru sud-estul Europei acelei perioade. Comunități umane care să-și construiască așezările cu așa maestrie și cu așa planificare prealabilă cum au făcut-o cucutenienii, practic nu existau. Cartea de vizită a culturii cucuteni este ceramica pictată. Diversitatea formelor, diversitatea decorului, diversitatea, a cromaticii culturii, a ceramicii cucuteniene o face cunoscută în întreagă lume. Primele săpături ce au scos la lumină vestigii ale acestei culturi au fost făcute în 1885 de o echipă de arheologi români în localitatea Cucuteni de lângă Iași. Câțiva ani mai târziu, alte vestigii au fost descoperite în localitatea Tripolie, din apropierea orașului Kiev. De atunci până în prezent, în spațiul dintre Carpat și Nipru, au fost descoperite peste 3.000 de așezări ale străvechii civilizații. Deci ne aflăm în zona unui sit arheologic extrem de valoros, sit arheologic datând din mileniul 4 înainte de Hristos, deci are o vechime de circa 6.000 de ani, aparține așa numitii civilizații cucuteni Tripolie. Situl a fost descoperit încă în anii 60 ai secolului trecut. Și aici a funcționat legal o carieră încă din anii 70 ai secolului trecut. Din păcate însă, mai ales în ultima perioadă, această carieră s-a extins în zona situlului. Partea de sus e toată distrusă. Partea de sus a locuințelor. E poate și chiar tot, adică și întoarce. Au să faci aici, Doamne. Într-o zi, în câteva ore, ce vestigii am reușit recupera. Și sunt sigur că avem acolo de 10, dacă nu sute de ori, mai multe vestigii și mai valoroase pentru a recupera. Vom avea o colecție formidabilă de piese arheologice. Vom avea o informație științifică recuperată extrem de importantă. Aceste vestigii au stat mii de ani în pământ. O istorie de 6.000 se ascunde în pământ, în acel loc. Și ar fi stat încă multe sute de ani, dacă nu se lucra distrugându-se. Și acum, măcar informația științifică cu aceste bunuri culturale trebuie recuperată. În general, trebuie deci să remarcăm că pe teritoriul Republicii Moldova noi cunoaștem circa 10.000 de situri arheologice și, cu regret, acest patrimoniu arheologic încă nu a ajuns să fie protejat, să fie ocrotit așa cum ar cere legea. Deci fiecare obiect de patrimoniu cultural, fiecare sit arheologic, fiecare monument de istorie, deci trebuie să aibă deci, un fel de pașaport, un document de stat, să spunem așa. Deci, cu regret, deci noi după 1990 am pierdut documentele care le aveam și altele nu s-au creat. De aceea, patrimoniul nostru cultural, astăzi, în general, deci se află așa, să spunem, în aer, fiindcă lipsește baza documentară a acesteia. Important lumea să înțeleagă că nu este patrimoniul muzeului, nu este patrimoniul arheologilor, este patrimoniul lor național, deci astea sunt bunuri comune și respectiv valoarea lor, odată conștientizat, duce la protecție, duce la valorificare și fiecare într-un fel s-ar simți responsabil de ceea ce are. Deci, ar simți-o a lui, nu a cuiva.